vreau să-i mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că m-a binecuvântat. Mi-a dorit 2 copii, 2 fetițe sănătoase, frumoase, un soț devotat și, bineînțeles, îi mulțumesc pentru acest har minunat de a cânta. Eu am un vis, acela de a cânta toată viața și nu mă voi lăsa, voi munci până când voi reuși să-mi îndeplinesc acest vis. Iar participarea mea la acest concurs este și pentru a demonstra, pentru a arăta fetițelor mele, copiilor mei, un exemplu bun de urmat, de a fi mereu muncitor, ambițios și încrezător în el. În viziunea mea, eu așa peste 10-15 ani mă văd pe o scenă, măcar alături de Ingrid, de fetița cea mare, dacă nu și de cealaltă mică, pe o scenă cântând împreună și bucurând publicul moldovenesc. Așa, și mi-e drag ca să trăiesc, lumea să mă veselesc și să râd și să glumesc, ia ca așa, așa, așa. Că m-am învățat, a cântat și l-a jucat, mi-a și tata tot așa, oare cum e semăna? Că m-am învățat, a cântat și l-a jucat, mi-a și tata tot așa, oare cui o-i semăna? Mami bune, așa sunt eu, când o fac și joc mereu, asta mi-este cel mai drag, noi bune să vă fac. Știu cânta din toate cele și ușoare și mai grele, măi! Șotii am făcut, ia ca așa, așa, așa. Când sunt dragi nemțănii mei și mă-mbrac și eu ca ei, cum mi-am lăsat un obicei, ia ca așa, așa, așa. Eu cu cine mă întâlnesc, stau pe drum și povestesc și apoi râdim și glumim, bucuroși când întâlnim. Eu cu cine mă întâlnesc, stau pe drum și povestesc și apoi râdim și glumim, bucuroși când întâlnim. Mami bune, așa sunt eu, când cu foc și joc mereu, asta mi-este cel mai drag, voi bune să vă fac. Toată-i țara neamțului, măs eu, zău alta lui. Și-o-i mai trăit, din când dat nu m-o-i opri. Și-o-i juca, și-o-i șuguit, să vă spun așa. Nici la greu nu m-o-i lăsa, doi mica m-o-i rădica. Domnii, uită ce vrea, să vă spun așa. Când micumii l-ai cânta și la fete l-ai lăsa și când gălii s-a înălța, trei mânduță o-l juca. Când micumii l-ai cânta și la fete l-ai lăsa și când gălii s-a înălța, trei mânduță o-l juca. Oameni buni, așa sunt eu, cu foc și joc mereu. Asta mi-este cel mai drag, mori bune să vă fac. Și iar verdi tria lunii, sănătate, dragă lumii. Și când vadița fi greu, să ascult cântecul meu. Bună seara, Simona! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ai venit, tânără mămică! Ce le-ai spune tu mămicilor care au copii mici și care își doresc să cânte foarte tare? Le-aș încuraja să nu-și piardă speranța, chiar dacă au copii mici acasă de crescut, nu este imposibil. Dacă îți dorești să faci ceva cu adevărat, vei reuși. Nicolina, te rog! Ești o bucurie! Mi-a plăcut și textul foarte mult, chiar n-am reușit să notez că mi-a fost foarte greu să te urmăresc. Există în țara asta cineva care ne întrece și la vorbă și la repezeală. Voi, moldovenii, ne întreceți. Ești moldovean, ca adevărat. Îmi plăcut mult de tot. Mulțumim. Vă mulțumesc. Mulțumim. Cornelia, te rog. Da, și mie mi-a plăcut. Iată, am început seara în forță, pe viteză, nu glumă așa cum fac moldovencele. Mi s-a părut la un moment dat că ți-a fost greu să respiri. Trebuie să fim foarte atenți, cântăm foarte repede. Dar cei care ne ascultă înțeleg ce spunem noi. Mulțumim. Bogdan, te rog. Da, și eu am observat, cred că este cunoscută pasiunea mea extraordinară pentru bătutele moldovenești, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Am încercat să notez și eu, am înțeles râdem și glumim, mi-am ales bărbatul, am înțeles câteva lucruri, n-am reușit. Cred că e și o problemă de dicție sau poate trebuia totuși să nu o cânti chiar atât de repede. Da. Adică puteai la un moment dat să o lași un picuț mai moale. Ești foarte ritmică, ai un glas bun... Da, îmi vine și mie să zic că ăla micul, nu-mi place mami muzica popoară. Mulțumim! Eliza Stan, vă rog! Eu cel puțin am înțeles absolut toate cuvintele și în afară de asta tocmai vroiam să o felicit pentru respirație. Pentru că să poți să respiri la viteza acestui cântec, chiar a fost, după opinia mea, un lucru bun. Mie mi-a plăcut, bravo! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Nu trebuie să vorbim aceeași limbă. Cine ne ajută să vorbim aceeași limbă? Graiurile muzicale.
Și atunci eu te pot recunoaște. Nu mă aștept la voi să veniți cu un repertoriu profund. Să aud eu la tine cadență frigică, să aud eu o cuvintă mișorată, să aud eu un ritm potrivit. Nu. Cadența frigică o întâlnesc și une doară, o întâlnesc și în graiul sud-ardenesc, o întâlnesc peste tot. Dar altfel sunt așezate sunetele, altfel este înlănțuirea. Dar cu notele muzicale, ce faceți? Voi vă scuzați, eu n-am făcut muzică. Păi în clasa a doua ați făcut muzică, în clasa a treia ați făcut, până între a opta. Și până între a opta nu puteți desluși care este pentatonicul 1 sau... Oh, sunt... Dom'le, da, adică... adică intrăm într-o zonă, domnule. Da? De ce? De ce intrăm într-o zonă? Pentru că ați văzut foarte bine, într-adevăr, intrăm în discuția care înseamnă nivelul și de școlarizare și, să zicem, la nivelul academic chiar. Ați văzut și studenți care ne-au dezamăgit. Da, adevărat. Și de un nivel... să nu abordeze serios problema asta cu notele. Cine îi opre? Cine îi ține? Mulțumim foarte mult, Simona. Succes! Mulțumesc. Succes pentru mai Doamne departe. Ajută, mulțumesc! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Și ai unde vii, nu? Acolo, da. Acolo, unde ții tu pentatonicul? Ce e, știi? Știi sau nu, sincer? Nu mai amintesc. Ceva cu penta. Are ceva. Aoleu. Deci și tu te uitai la domnul și cum ne uitam și noi de aici, așa? De ce mi-ați spus întrebarea asta? Vrei să te... Am așa, adică mă simt un pic agitată și foarte... Așa, deci de noi? Sau de ce, ce s-a întâmplat? Nu, și în legătură cu... pentatonicul și toate astea, da? Te-a zăpăcit pentatonicul. Da, deci, mai bine nu puneți întrebarea asta, că acum nu mai știu să mă exprim. Caut-o, dau un Google, să vedem ce înseamnă pentatonicul. Nu știu, mi-am lăsat sticla, oare aș putea să mă... Îți vine cineva, vine cineva. Da, astea nu o să fie puse, nu? Ce, că ți s-a făcut rău? Îmi cer scuze, am dat un pic pe jos. Asta nu o să fie pentatonicul și toate astea, nu? Nu știm, nu știm, vedem. Tu unde să știm, dar de ce te rușinezi, că nu știi ce e la pentatonic? Uite, am venit și cu mopul. Teoretic ar trebui să știu, dar am uitat. Eu caut pentatonicul, liniștește-te. Știți cum la unde-i capacul? Da, e la mine în mână. Lasă-l că îl pune... Ce faci? Ușor pleci sau... Mi se pare că ai dat o gata, gata, mi-a revenit, că eu nu sunt așa în felul meu. Sprijină-te un pic de ăsta și revin un... Sistem pentatonic. Sistemul muzical care se bazează pe o scară formată din 5 sunete, că are cu penta. De înălțimi diferite, în cadrul unei octave. Deci... Este mai să facem altfel. Ia mai intr-o dată. Da. Rămâneți pe poziții, băiți. Mai intr-o dată și luăm de la început. Nu se supără nimeni. Vorbești doar tu? Da. Vorbești doar ce vrei. Și noi ne uităm la tine. Nu, dar mă puteți întreba iar de pentatonic. Păi nu puteți să repetăm întrebările, că ne facem de râs, râd băieții ăștia de noi. Da. Și zici tu din prima tot ce ai de zis și de pentatonic, genușii, noi ne uităm fascinați la tine și când ai terminat, ai plecat. Nici nu mai stai. Da. Hai. Da. Bună seara. Bună seara. Ce faceți? Nu. Ați dansat? Cât am câteat eu bătutat, da? Ați găfuit? Avem onomatopei, avem băie. Ce este acela pentatonic? E un sistem muzical format din 5 sunete, pe înălțimi diferite, în cadrul unei octave. Ne vedem la prova a doua. Haide. Bafte multe. Și fără căderi de calciu și apă după tine. Apă, da. Mulțumesc. Uite, fuci. Mulțumesc. Am lipsă de calciu și de magneziu. Deci asta a fost problema și s-a adunat acum. Mă rog, astea sunt alte chestii. Dar în rest am fost bine. După aia am încercat din nou și o scurtat și băieții momentul și a fost bine. Ce va fi pe ecran o să iasă bine.